26 de mici fotbaliști de la 6 cluburi din Baia Mare, Recea, Sighetul Marmației și Ulmeni au participat la prima etapă de selecție din Maramureș pentru copiii născuți în 2002. O acțiune organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în vederea formării lotului național la această categorie de vârstă. În urma voturilor exprimate de antrenorii prezenți la acțiune, au fost selectați 15 jucători de la Plimob Sighetul Marmației, ASF Kis și FC Mara 2010 Baia Mare. Aceștia au jucat un meci în compania juniorilor B Republicanii de la FC Mara 2010, iar 11 dintre micii fotbaliști au trecut și de această a doua etapă de selecție. Este vorba despre portarul Cristian Cuc, fundașii Andrei Ofrim, Denis Boleni, Denis Bora, Tudor Ugorciag, mijlocașii Denis Tarța, Mihai Ardelean, Davide Popșa și atacanții Eric Piroșca, Alex Jula și Roli Pol. Un al 12-lea component va fi ales dintre fundașul Cătălin Jucan, mijlocașul Antonio Lung și atacantul Marc Botiș. Procesul de selecție continuă în 12 octombrie la Oradea, acolo unde se vor întâlni echipele din Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bihor.